În Consiliul Municipal se face politică, deci este foarte multă politică. În loc ca să fie politici de soluționarea a unei sau alte întrebări, strategii, deci este politică. Asta nu e altceva. Deci noi am fost permanent la ședință, suntem disponibili pentru a participa la soluționarea tuturor problemelor. Astăzi este cea mai gravă, cred că, alegerea unui secretar care va putea exercita interimatul. Ceea ce ține de managementul deșeurilor solide, deci foarte mulți vorbesc de Țânțăreni, dar sunt sigur că foarte puțini au fost acolo. Deci noi suntem gata să organizăm o călătorie încolo, la toți reprezentanții mass media și, bineînțeles, la consilierii municipali care n-au mai fost acolo. Dați să mergem la fața locului, o să vă convingeți că acest poligon, deci este disponibil pentru a primi deșeurile solide. Sunt o sumedenie de decizii pe care până astăzi nu le-am putut pune în aplicare, doar din considerentul că la cineva sub masă aceste decizii stagnau câte jumate de an, câte un an de zile. Iar cei care trebuiau să le pună în aplicare boicotau acest lucru. Începând cu primarul și terminând cu șefii de subdiviziune. Acum putem să facem lucrurile ca să meargă foarte rapid. Singurul lucru care trebuie făcut este să vină oamenii la serviciu și să aibă voință politică de a schimba aceste lucruri. Ceea ce este fundamental astăzi este că lucrurile pot fi demonstrate cum poate fi o administrare făcută altfel decât să facă până la momentul de față. Tot ce este necesar este ca să existe un secretar independent, fără apartenență politică, care să semneze aceste decizii. Eu nu cred că ar exista blocaje la nivel de executiv.